Începând cu 1 martie 2022, autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public sunt obligate să se înroleze în sistemul informatic PatrimVen. Este vorba despre un sistem de date pus la dispoziția instituțiilor publice, prin intermediul căruia cetățenii pot obține documente fiscale fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediul unităților fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. E vorba de o aplicație, sistemul informatic PatrimVen, nu este accesibil contribuabililor, dar este pusă la dispoziția instituțiilor publice, și vine în sprijinul contribuabililor care nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la sediul unităților fiscale. Furnizarea de informații și documentele între ANAF și instituțiile publice se realizează în formă dematerializată, utilizând acest sistem. În conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală, începând cu 1 martie 2022, autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public sunt obligate să se înroleze sistemul informatic PatrimVen. Ori de către instituție sau o autoritate publică trebuie să soluționeze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluționarea cererii, legislația specifică prevede prezentarea unei certificate de stare fiscală, unei referințe de venit sau unui alt document cu privire la situația fiscală a persoanei morte, instituția publică are obligația să solicite aceste documente la organul fiscal competent. În acest caz, persoana fizică sau juridică nu mai are obligația de punere certificatului al referinței sau documentului la instituția respectivă. AJPP Buzău a inițiat o serie de acțiuni informale instituțiilor și autorităților publice din județul Buzău, astfel că la acel moment sunt înrolate în PatrimVen 105 entități publice, respectiv toate primările, o serie de unități de învățământ și instituții. În general, cam toate instituțiile sunt înrolate. Potrivit ANAF, există o instituție, Administrația Fondului de Mediu, care nu ar fi înțeles importanța sistemului. Cu toate acestea, nu toate instituțiile publice au înțeles importanța rolării și extragibilitatea din acest sistem. Și exemplificăm în acest caz administrația Fondului pentru Mediu. Vorbim de structura centrală care are obligația să se scrie în acest sistem, unde structura de județeană. Și care pentru scrierea în anumite programe de finanțare, de exemplu Casa Verde fotovoltaice sau programul ALA, pe care le au solicitat persoanelor fizice în alte documente fiscale, și certificatul de atestare fiscală, în care se atestă obligații fiscale ale contribuabililor, în condițiile în care aceste informații puteau fi obținute foarte ușor prin interogarea acestui sistem. În perioada mai iunie chiar am avut o problemă cu programul Casa Verde, Pavel Fotobot. Aici am avut aproximativ 4.400 de certificate emise, în condițiile în care 2.000 de persoane au fost eligibile pentru acest program. Mai mult de jumătate nu au fost folosite. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău a inițiat o serie de acțiuni de informare a instituțiilor și autorităților publice din județul Buzău, astfel încât la acest moment sunt înrolate în PatrimVen 105 entități publice, respectiv toate consiliile locale, o serie de unități de învățământ și alte instituții.